Vă salut pe toți cei care sunteți deja membri ai acestui canal, vă spun bun venit și vouă celor care vă aflați pentru prima dată pe acest canal. În ocazia de astăzi o să discutăm despre tratamentul astmului bronșic. Însă înainte de a trece punctual la discuția despre tratamentul astmului bronșic, aș vrea să subliniez încă o dată faptul că astmul bronșic este o boală inflamatorie cronică și că ea nu se vindecă. Însă este foarte adevărat că sunt foarte mulți pacienți care sub tratament medicamentos cât și sub tratament nemedicamentos, și o să discutăm ce înseamnă tratament medicamentos și tratament nemedicamentos, da? Repet, mulți pacienți sub tratament medicamentos cât și sub tratament nemedicamentos, ei pot intra într-o fază de remisiune a astmului bronșic. Ce înseamnă astmul bronșic intrat în remisiune? Înseamnă că el nu se vindecă, însă în același timp pacientul nici nu mai dezvoltă simptomatologie respiratorie, astfel încât să se impună administrarea unui tratament cronic în mod zilnic. Și atunci această categorie de pacienți va rămâne cu tratament inhalator administrat doar la nevoie. Adică dacă pacientul dezvoltă o simptomatologie sporadică, să zicem, el are acest tratament pe care și-l administrează, simptomatologia remite și își vede de viață mai departe. Cât durează această fază de remisiune? Nimeni nu poate să vă spună. La unii pacienți este de ordinul zilelor, la alții este de ordinul săptămânilor, la alții de ordinul lunilor, iar la altă categorie, să zicem așa, o categorie fericită, această categorie de remisiune poate dura și ani de zile. Ce se întâmplă sau cum iese pacientul din această fază de remisiune? Păi, în momentul în care pacientul intră într-un contact cu un iritant respirator, că e fum de țigară, că e noxă respiratorie, că este, nu știu, un parfum, că este un detergent, că este un miros puternic, că este păr de pisică, păr de cățel, mucegai și așa mai departe, da, pacientul poate să înceapă să dezvolte simptomatologie respiratorie care să impună, da, administrarea tratamentului în mod zilnic, sau la o altă categorie de pacienți, după administrarea de tratament câteva zile, da, tratamentul de nevoie administrat câteva zile, simptomatologia să remită complet. Însă o categorie importantă de pacienți, când se află în stadiu de remisiune sau în fază de remisiune și intră în contact cu acești factori declanșatori de simptomatologie respiratorie, adică are loc o exacerbare a astmului, da, ei necesită reluarea tratamentului cronic cu administrare zilnică, cât asta se va stabili pe parcurs. Pentru că nimeni nu poate să spună cât timp pacientul cu astm bronșic va urma tratament. La unii se poate întrerupe tratamentul după 2-3 luni, la alții după 6 luni, la alții după 2-3-5 ani, la alții niciodată. Da? Deci, administrarea tratamentului cu frecvență zilnică ține de gazdă, adică de pacient și de grija pe care o are el privitor la tratamentul medicamentos cât și la tratamentul nemedicamentos. Bun, și acum să revenim la tema discuției de astăzi, și anume tratamentul astmului bronșic. După cum am menționat și anterior, tratamentul astmului bronșic se împarte în două: tratament medicamentos și tratament nemedicamentos. Ce înseamnă tratamentul nemedicamentos și ce înseamnă tratamentul medicamentos? Lucrurile astea le vom lămuri imediat. Însă înainte de a lămuri aceste două lucruri, vreau să subliniez un alt aspect, și anume că tratamentul nemedicamentos este la fel de important ca și tratamentul medicamentos. Iar un control eficient al simptomatologiei respiratorii la pacientul astmatic și, să zicem așa, depășirea perioadei acute a bolii, cât și rărirea momentelor în care pacientul dezvoltă simptomatologie respiratorie, este foarte, foarte puternic legată de atenția pe care pacientul o acordă tratamentului nemedicamentos. Ce înseamnă tratament nemedicamentos? Tratament nemedicamentos înseamnă că pacientului se atrage atenția asupra anumitor contexte în care el ar putea să dezvolte simptomatologie respiratorie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pacientului se va atrage atenția asupra riscului de a dezvolta simptomatologie respiratorie dacă continuă să fumeze sau dacă se apucă de fumat, mă rog, sau
stă într-un mediu în care se fumează. Pacientul poate dezvolta simptomatologie respiratorie dacă lucrează în mediu cu noxe respiratorii. Da? Și vă dau un exemplu. Pacientul lucrează într-o fabrică de parfumuri, de detergenții, de, nu știu, de cauciuc sau de șervețele parfumate. Toți acești iritanți respiratori sunt trigări care pot declanșa simptomatologie respiratorie și în special astmul bronșic. Da? Dacă pacientul are în casă pisică, cățel, hamster, nu știu, papagal, mucegai și praf și ce mai vreți voi gândaci, toate acestea pot declanșa simptomatologie respiratorie. Prin urmare, pacientului îi se atrage atenția în cadrul tratamentului nemedicamentos să țină cont de aceste lucruri, în sensul de a evita contactul cu aceste locuri în care se pot identifica elementele declanșatoare de astm bronșic. Degeaba medicul îi prescrie pacientului un tratament inhalator sau cel mai modern tratament inhalator dacă pacientul nostru, de exemplu, lucrează într-o fabrică de șervețele sau dacă pacientul nostru are acasă, nu știu, mucegai. Da? Cât timp pacientul își va administra tratamentul inhalator, da? Sau cât timp pacientul va fi plecat de acasă și nu va fi în contact cu iritantul respirator, simptomatologia lui respiratorie va diminua spontan sau sub tratament. Însă în momentul în care pacientul intră în contact cu respectivii iritanți respiratori, el va dezvolta simptomatologie respiratorie sau simptomatologia lui respiratorie va escalada. Prin urmare, este foarte important ca pacienții cu astm bronșic să țină cont de aceste recomandări nemedicamentoase și să observe locurile, lucrurile, ființele și așa mai departe, tot felul de medii din astea viciate care îi fac rău. Și aici, ori de câte ori discut cu pacienții despre tratamentul nemedicamentos al astmului bronșic, le dau următorul exemplu. Dacă ai acasă o sobă încinsă și pui mâna accidental pe ea și te arzi, da? Data viitoare vei ști că dacă vei pune mâna pe soba încinsă, te vei arde. Prin urmare, îți vei lua toate măsurile necesare astfel încât să nu mai repeți greșeala inițială și anume de a pune mâna pe soba încinsă. Cam asta este și povestea cu astmul. Dacă pacientul ține cont de recomandările nemedicamentoase în sensul de a observa locurile, lucrurile, contextele care îi fac rău și va evita să intre în contact cu el, el atunci, da, va avea mari șanse ca să evite apariția simptomatologiei respiratorii și exacerbarea astmului. Dacă pacientul nu ține cont de aceste recomandări banale la prima vedere, el va fi un exacerbator, adică un pacient care, în ciuda tratamentului medicamentos, va avea tot timpul o simptomatologie respiratorie. Fie că va tuși, fie că va avea dureri retrosternale, fie că va avea respirație șuierătoare, da? Fie că va avea respirație deficitară și o toleranță scăzută la efort, indiferent de simptomatologia care, pe care o va prezenta, pacientul care nu urmează recomandările privitor la tratamentul nemedicamentos, el va dezvolta o anumită simptomatologie mai mică sau mai mare, în funcție de contactul pe care l-a avut cu triggerul declanșator. Bun, asta este prima parte a tratamentului în astmul bronșic, care este la fel de importantă ca și tratamentul medicamentos. Repet, degeaba pacienții își administrează în mod corect și în mod zilnic tratamentul medicamentos pe care medicul i l-a recomandat, dacă nu ține cont și de tratamentul nemedicamentos. Repet, tratamentul nemedicamentos va avea o eficiență mult, mult mai mare dacă pacientul va avea în vedere și va respecta cu seriozitate și tratamentul nemedicamentos. Bun, în ce constă tratamentul medicamentos? Și aici o să împărțim tratamentul medicamentos tot în două direcții, și anume tratament medicamentos administrat zilnic, administrat în mod cronic, și tratament medicamentos administrat la nevoie, adică suplimentar. Da?
În lumea medicală îi mai spunem și tratament de salvare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pacientul, când merge la medic, pe lângă recomandările nemedicamentoase pe care le-am discutat anterior, va primi și recomandări medicamentoase. Iar aceste recomandări medicamentoase vor consta în două formule terapeutice. Da? O formulă terapeutică care se va administra în mod frecvent și zilnic, dimineața și seara sau o dată pe zi, în funcție de medicamentul pe care medicul a ales. Și o a doua formulă pe care pacientul o va administra doar dacă pe parcursul zilei sau pe parcursul nopții are simptomatologie respiratorie care nu este suficient de bine controlată de tratamentul cronic. Sau pacientul este bine controlat în sensul de absența simptomatologiei respiratorii cu tratamentul cronic pe care îl ia, însă se duce în vizită la un vecin care are cățel sau pisică și atunci începe să dezvolte simptomatologie respiratorie. Ei bine, în această situație el scoate din buzunar inhalatorul pe care îl are cu administrare la nevoie sau cum îl mai numim noi, inhalatorul de salvare și își administrează o cantitate recomandată de medicul curant, astfel încât să amputeze încă de la debut simptomatologia respiratorie declanșată de contactul cu mediul viciat pe care l-am menționat anterior. Tot aici aș vrea să subliniez un alt lucru pe viitor la medicamentele cronice și la medicamentele de salvare. În prezent dispunem de o paletă destul de bogată de medicamente, astfel încât există formule terapeutice care au și rol de control în sensul că se administrează în mod frecvent, da, dimineața și seara, și se pot administra și la nevoie, în sensul că la nevoie, tot din același inhalator, pacientul își poate administra un puf suplimentar. Însă toate aceste lucruri, medicul curant al pacientului le va menționa. De ce? Pentru că sunt foarte multe medicamente de control, adică cele care se administrează zilnic și în mod frecvent, pe care pacientul nu le poate administra la nevoie, întrucât ele intră în acțiune la 10-15 minute din momentul în care se administrează. Păi dacă pacientul intră într-un mediu viciat, da? Se duce într-un, nu știu, într-un bar, de exemplu, da? Într-un club unde este fum, deși nu ar trebui să mai fie, dar admitem că este fum, da? De țigară, el începe să dezvolte simptomatologie respiratorie. Ei bine, el dacă își administrează tratamentul de control asupra căruia a fost prevenit să nu-l administreze ca și tratament de nevoie, da? El nu va simți nicio ameliorare a simptomatologiei respiratorii în primele 10-15 minute, lucru care este greșit, da? Prin urmare, tratamentele cronice, da? Asupra cărora medicii curanți au atenționat că nu se administrează și la nevoie, ele nu vor fi administrate decât așa cum au fost prescrise și recomandate de către medic. Iar în această situație, pacientul va face uz de inhalatorul administrat, care trebuie administrat la nevoie, sau inhalatorul de salvare, da? Trebuie făcut o diferențiere foarte clară între aceste inhalatori, iar pacienții trebuie să cunoască foarte, foarte bine rolul inhalatorului sau inhalatoarelor pe care le folosesc. De ce? Pentru că ele pot face diferența între o stare de rău gravă și o ameliorare rapidă a simptomatologiei respiratorii cu continuarea activităților fără niciun soi de intervenție medicală suplimentară. Cam asta voiam să vă spun despre tratamentul astmului bronșic. Dacă aveți întrebări, dacă aveți critici, dacă aveți recomandări, dacă aveți aprecieri și orice alte idei pe care le mai aveți, vă rog să mi le transmiteți într-un comentariu și în limita timpului disponibil o să vă răspund ori în scris, ori într-un eventual video dacă consider că el este de interes general. Până la următorul video, vă doresc numai de bine!